Debutează ultima etapă a sezonului regulat în Liga Secundă, la fel ca la primul meci oficial din 2022 în Liga Secundă. Startul îl dă liderul Petrolul, care o întâlnește pe Unirea Constanța. Urcă Hujea și încearcă șutul foarte aproape să devieze acolo Diara. Șutul fundașului central, Marian Hujea. Încă o recuperare, minge ajunge la Bratu, șutează Bratu puțin alături. Foarte ușor pierd Constanțenii mingea în propria jumătate. Deloc rău, ce șut cu piciorul stâng al lui Bratu. Era bătut Udrea. Născuți după anul 2000, jucători de 17-18 ani. Evident, lipsiți de experiență, Diara, din câțiva metri, nu reușește să marcheze. A fost centrarea lui Bratu, minge bâlbâită de defensiva Constanțenilor. A fost curtat de echipe importante, a preferat să rămână la Petrolul, să promoveze cu Ploieștenii. Gol pentru Unirea Constanța, incredibil. Minutul 16, nu cred că a vrut să șuteze acolo Niță, Romeo Niță, dar mingea a căpătat o traiectorie ciudată și Avram a fost învins. Cred că e prima oară când Constanța stă ceva mai mult de jumătatea Petrolului. Iată încă o dată acțiunea personală a lui Niță, urmată de această execuție care îl surprinde pe Avram. L-a întors pe toate părțile pe olandezul Myers înainte de a șuta Romeo Niță, un jucător de doar 18 ani. Aici vine calarea foarte repede, au așteptat o semnalizare de la margine. Constanțenii s-au așteptat pe central să fluere pentru un fault în atac, însă jocul a continuat și Diara egalează practic la un minut distanță după ce Constanțenii deschiseseră scorul. 1-1, două goluri marcate foarte repede. Iată pasa lui Bratu. Se bate pentru minge Diara, apoi pune o mână, e adevărat, dar cade mult, mult prea ușor Tălmaciu. Iar Udrea n-a mai putut interveni. Da, e foarte important pentru Petrolul că reușește să egaleze repede. Da, aici se vede lipsa de experiență. Ne întoarcem la Buftea, se rea jocul după ce Nocturna a căzut în minutul 19, imediat după ce Petrolul reușise să egaleze. Myers, Diara din prima pentru Tucaliuc. Tucaliuc în fața porții, 2-1 pentru Petrolul. Fază ca în curtea școlii, Diara reușește dubla după această combinație cu Tucaliuc. Depășită prima jumătate a reprizei, iată Petrolul reușește să întoarcă repede rezultatul de pe tabelă. Încă o dată faza cu devierea lui Diara pentru Tucaliuc, minge întoarsă și apoi Diara trimite cu piciorul stâng, mingea îl atinge pe Udrea. A venit târziu acolo, încercând să-l blocheze pe Diara, Radu Zamfir. Petrolul are mulți jucători care au evoluat și în primul eșalon, însă a contat foarte mult faptul că Petrolul a egalat repede după acel gol foarte frumos reușit de Niță. Aici Diara are șansa triplei, centrarea venită de această dată din flancul stâng. Practic mingea îl lovește pe Diara. Se duce în transversală.
Da, și a ieșit și Tucaliuc și a intrat Pașov. O minge care intră în poarta lui Raul Avram, încă o dată neatenție mare în defensiva celor de la Petrolul și parcă e supărat că echipa sa a marcat Leo Strizu. Rareș Trif punctează pentru 2-2. Exact de ceea ce se temea Nae Constantin. A fost și o declarație a lui Cristi Pustai. Șansă pentru Petrolul. Măzărache în cele din urmă reușește să trimită mingea în poartă. Lăsa mingea să cadă acolo cei de la Unirea Constanța. Din nou naivități teribile în defensivă. Petrolul revine în avantaj. 5 goluri în mai puțin de o oră la Buftea. Și-a reparat greșeala de la faza golului 2 al celor de la Unirea Constanța Hujea, pentru că el are trimis aici, iată momentul, cu mingea trimisă în careul mic. O lovitură liberă executată de Țicu. A ieșit neinspirat și Răzvan Udrea.